Dragi copii, Dumnezeu, în ziua a cincea a creației, a făcut peștii cei mari și toate viețuitoarele care se mișcă și care mișună apele, după soiul lor, desigur, și a făcut și orice pasăre înaripată. Atenție! Păsări, nu insecte! Ei! Astăzi vom face o activitate care să simbolizeze ziua a cincea a creației. Pentru aceasta vom avea nevoie de o farfurie de carton, de o foarfecă, două carioci, un albastru închis și una mai deschis, un creion simplu, un liniar și, desigur, ceea ce vom pune în această farfurie. Puteți să optați în avea șabloanele gata pregătite cu autoadeziv, cum sunt norișorul și soarele, sau și abțibilde cu păsări și peștișori, sau puteți să le faceți cu mânuța voastră și apoi cu lipici solid să le lipiți. Deci să trecem la treabă! Pentru început, vom lua liniarul și creionul și vom împărți farfuria în două printr-o linie dreaptă. În partea de sus a liniei vom hașura cu carioca deschisă la culoare. După ce am hașurat partea de sus cu culoarea deschisă, vom lua carioca închisă și vom hașura partea de jos. După ce am terminat de hașurat cu albastru închis partea de jos, vom lua norișorul și soarele. După cum bine știm, norișorul a fost creat în ziua a doua și soarele a fost creat în ziua a patra. Și le vom lipi pe cerul farfurii. Apoi vom lua păsările, le vom decupa și le vom lipi deasupra apei. După ce am decupat și am lipit păsările, vom lua vietățile marine și vom face același lucru. Le vom decupa cât mai aproape de contur și le vom lipi în dreptul cu apa. După ce am decupat și am lipit viețuitoarele marine, cu aceasta am și încheiat activitatea. Sper să vă placă și să faceți și voi!